Salut! Astăzi este vinerea 29 aprilie 2022. Cu temperaturi scăzute, eu m-am gândit să ies la Montgenevro. Mai degrabă să vin la Montgenevro și să mai schiez o zi pe pistă. După cum vedeți, totul e închis, zăpadă aproape nimic. Numai doar zăpadă artificială a rămas, pe care eu și vă mai urca la deal spre Roche de l'Aigle. Și iată, m-am gândit să mai ies o zi la schiat. Acum sunt orele 8:20 dimineața, desigur. Iată, un rucsac în spate și cu schiuri. Început, dacă nu-i zăpadă, trebuie să le anind rucsac. Și unde va fi zăpadă, le voi îmbrăca pe picioare. Iată, Montgenevro. Puțină lume. Turiști au plecat. Chiar și lumea care locuiește aici. Având mai multe apartamente, pleac și unde mai cald, ori la mare. Acum sunt undeva 2-3 grade plus dimineața. La miază ajunge, cred că, până 10-16 grade. Jos în oraș, iar sus la Roche de l'Aigle. Posibil că acum este 0-1 grade. Și la miază poate că va ajunge până la 10 grade. Ca atare, eu m-am gândit să închei cu schiurile, dar cum la sfârșitul sezonului eu am cumpărat o pereche de păpuși la discount 50%. Și eu am ars cu nerăbdare să-i provez pe pistă. Păpuși, iată, dacă vedeți, sunt de la Fisher Ranger Vacuum cu dinuri. Deci vacuum înseamnă că spate de așezat pe picior cu ajutorul unei mașini care îl încălțăște și ele iau formă piciorului dumneavoastră și eu desigur cu nerăbdare vreau să-l provez. Voi încerca să urc pe pista roșii pe care în timpul sezonului se antrenează atleți. Am făcut primii pași pe zăpada. Jos, iată, e destul de tare și înghețat. Pe deasupra așa un strat mai mare, dar nu mult. Așa că deschiat poate să fie încă și
Плакут, где меняться малец, когда гидятся. Судиметри. Шиндат. Дюнлан плин кугёчи. И аге-аге. Ещё поише. Так, вам интересно, что дорезал, так и я рад держал баштри, чтобы пропускать. А если мы в Женевру, не мне фрик, что гёчей, а бя он флореск. Гравитатор рюкзак у меня слушает. Финка я вам скос скиорли, что он бракат пипчори. Контейнер скиорли. Пипчори. Ша, он фима еще. Видец еще делал, если я приму делал. Приму. Делал, шприму. Делал моя брукт. И урна мой департамент прирожди лагу в мере в рудову, да, а шаде в рубте, но в рубте. Это шо дьявола в рубте, я рюшу салцуй директ куски орли. Да, динофит. Pur și simplu o marcă de calitate. Poate schiurile tot îți din a fi dat cam vechi, iar pielile le-am minis noi, au 2 ani. Și cu ele urc foarte ușor. Chiar nu folosesc zâmți adăugători. Pe locuri mă dobar în jos. Mă luat cu vorba și am schimbat poziția. Iată, aproximativ la sfârșit, eu am scos schiuri, fiindcă ele cam lușii și doar păpușii reușesc să sui, iată, păpușii merg bine. Puțin așa, întorci vreo 20 grani, cât are 75. Depinde ce direcție de seu. Și iată, cu păpușii mei mai ușor de mers decât cu schiuri. Iată, la și înălțimii m-am urcat. Când așa niște lovituri în gheață cu ajutorul papucului, eu încetor mă urc. Aici sunt niște urme de tractor, de schivat, care puțin îmi dau un ajutor.
ajuns sus și în față vedem vârf din munte. Iată, undeva la nivelul vârfului care îl vedem înainte, trebuie să ajung eu astăzi. Pista e mai însărită, este probabilitatea că e mai puțin zăpadă și va fi nevoit să merg cu schiul în mână. Am mai mers puțin și se deschide și a doilea vârf. Partea care spre Gondor. Gheață dură, imposibil de schiat. Trebuie de așteptat amiază, când se va mai topi puțin. Deci așa niște urme de tractor mușurează mersul. Și iată am ajuns deja la 1300 de metri. Un kilometru și 300 de metri de distanță. Și am o oră de mers. Am ridicat undeva vreo 200 de metri, 300 de dezlivel. Acum eu ridic a doilea deal, tot abrupt, destul de abrupt, dar el e mai scurt decât primul. Și am luat-o la răscruce la stânga spre Roche de la Eagle. Aici sus am întâlnit un bătrânel. El, ca și mine, cred că va urca spre Roche de Eagle. El e îmbrăcat mai ușor, cu chipiul în cap. Eu am scos căciulă, am asudat aia. Și puțin m-am dischiat la fermoar, la scurt.
Šiaipsis inkaldask. Pati va, tupyk, pacangiacas ta. Ką anapui smantot varė. Problemi mari. Sau maigiskis. Enkiu. Va, viršu. Vedem înainte începutul sigiuviei care ajunge la Rouge de Lait. Mai am undeva vreo 2 km jumate, aproximativ o oră, două, într-o oră și două. Iată compania în țin doi alpiniști. Ei m-au întrecut. Eu m-am îmbrăcat prea gros, îmi vine greu. Este cald. Dar de mers nu mai repede. Să nu mă văd să stare ca înapoi. Să schiez mai bine și mai repede. Să reușesc să curbiez și să oculesc toate obstacole din cale. Am intrat în sector de Laigl, așa se numește partea asta. Pista care ajunge la Rouge de Lait. Și de aici se încep un deal abrupt și lung. Și pe urmă mai puțin mai abrupt și apoi încă un deal și sfârșitul. Aici undeva dealul ăsta are un kilometru și e abrupt undeva 200 de metri de diferență. Iată undeva, iată ca dealul ăsta, undeva încă vreo 3 dealușoare. Primul l-am urcat. Și urmează a doua.
Тывону отрезать мои деменяц. И жако бар. Это еще где фостом мика валанга. Да. Моем пациенте люди делали свой обрубт. Дар интернет дынкали это пи отраста. Магнит сфокопал с 20 минут, с маша спидаса. Инк пиатра. Так, обот кусар лик трасфи кал. Био пациенча. Ну, их нет, шок пи. Термин. Мерсу мио пенесус. Чаю и фербинте. Делавара. Шас. Амишенькас. Панаус. Чинчу ореш еленькой. Жади фербинте канал подбе. Шкум. Săptămâna Paștelor eu am luat cu mine bucate de cozonac. Cozonacul cu nuș și cu fructe uscate. Am terminat odihna. Acum adică are plac pe spate. Puțin s-a mai ușurat. Rucsacul, dar eu m-am îngrelat. Aici dacă nu-i multă zăpadă, e gheață. Le-am încălțat și locul drept, le-am încălțat mai repede.
Unde zăpadă e mare, între schivă și între chiar în găuri la capăt și ne încați mai greu. Acum mai repede. Mai iam încă două delușoare și voi ajunge din nou la o câmpie. Acolo se va deschide deja peisajul cu roșu de larg și nu va rămâne încă un deal. Ultimul deal și eu voi sfârși cu mersul la deal. Așa e de cald că eu am lăsat scurtă. Foarte cald. Dar gheața de sub schiuri foarte greu de zgheață. Fiindcă dacă de sub un strat gros de gheață, mai des aici porțiunea asta de gheață artificială, el foarte greu stopiește. Pe deasupra stupiești, e moale, iar de la 10 cm în adâncime el e gheață și e tare. Am ajuns la un loc de unde eu deja pot să văd stânca roșu de larg. Iată ea în partea stângă a ecranului. Și de aici mai am nu mult, undeva un kilometru de mers. Lângă stâncă s-a deschis și sfârșitul CGV-ii. Iată acolo se observă CGV-ii și căsuța. Și aici ne mai rămâne. Iată unul de ușor și acum unul mai mare și
Все, отрыли вытем. Два усота диметра. Ди дифференц. Buongiorno. Come va? Un po' stanco. Fa caldo oggi. Oggi fa caldo, sì. Sì. Oh, si sta bene. Sì. Sì, sì. Benissimo. Quella pista è dura. È ancora dura, sì, sì, ma comincia già andare. Sì, sì. Dove non è passato nessuno va bene. Quando resta più o meno? Com'è? Fino a giugno resta ancora. Ah. No? Però una settimana può durare. Sì. Allora vengo anche la prossima. Sì, anche la prossima, ma sarà da portarli 50-100 metri su, eh? Sì, sì. Forse dalla seggiovia lì. Sì, dall'altra parte. Va bene. Va bene, ciao. Ciao. Astăzi m-am gândit să mă urc chiar pe roș de laigl. Prima dată, eu încă sus nu m-am simt. Fiind puțin zăpadă, eu mă voi urca sus. Iată ultimul deal. Iată ultimul deal până la Segevie și apoi încă un deal
gondol a sorton a rozsa lehet. Ultim deal ridicăm scărițele până la maximum ca să putem urca pe de drept. Și încercăm să ridicăm. Это ультиму дел. Мы же сдержали все дни. Это не было астрикат масса. Все, здесь будем чертаться вверх. Это прима дата. Мы сусла вверх. Это в Хараре. Turmele spre stânga așa. Trebuie încerca să urcați în ganul ăsta. Cred că chiar dacă vin peste săptămână, două, zăpadă pe roși de laidă nu va mai fi. Aici întorc la stânga și văd undeva 100 de metri foarte abrupt. Și eu voi fi sus de prima dată în viața mea pe roșii de laigă. E greu de urcat aici. Urc pe scăriță. Cred că va fi necesar de scos schiurile.
questo lo smettate un scoschiore su voi urca più margine shopping. Ecco la zapata mentre papuc așa, aici e ceva, cred că în timp de vreo 15 minute eu voi fi sus. Aici zăpada e adâncă. Cred că noi am mărcat din nou schihul. Uite, am crezut că sus e doar un vârf ascuțit, dar aici e o câmpie întreagă. Și iată la așa o câmpie, eu voi face pauză. Voi urca puțin mai sus. Aici zăpada e de un metru. Trebuie până la genunchi. Mai sus că se pot face un tur cu cameră.
mamma așa dat la soare. Soarele e puternic. Căldura simte pe corp. Când mamma așa dat pe zăpat, puțin simțe reșeală, dar nu tare. Turma m-a schimbat pe pietric, zăpada e moale. Iată de aici, se văd vreo 3 vârfuri. Așa mai ascuțite. De protocol e mai învit. Nu prea le știu eu. Da, stau și admir. Privelești. Frumos. Venit momentul să mă cobor la vale, să mă întorc spre casă. Iată, am strâns tot, nu mai rămas două lucruri și sunt gata. Iată, eu sunt nevoit să văz locul ăsta pitoresc și să mă cobor la vale. Acuși îmbrac schiurile și îmi iau toate lucrurile și cobor. Și iată, am ieșit la pistă. Care asta e închisă asta. Asta e doar cu roși de laibă. Asta aici porțiunea asta e negri. Coborât. Acum ajung lângă pistă. Când greu, e frânat. Ori e bine pe de dreptă, direct, ori pe o parte. Dar dacă e frânat, dau pe poziție în dalt, cam e greu. Zăpada e mare. Iată. Simți marginea pistei.
ni trattori militari. Это, ну, сын пошел пример, когда и умер. Рейнджерс это сбежим один. Это фронарем и совсем тифинг. Скирли йодом колосы туда отлакал. Он пос универсал. Все. Это не пцену шлясадик. Метка. Там интратка скила, он запада. Лабини монтов спешил на карту мали. Кевдака с пескер, орку мунтр, он мунтр. Он крызук в умойдущем мали. Дефичат. На игре удар. Это Курентер, Куклар, Дупе, Уоржи, Мэдди, Пауза. Мэдди, Мэдди. Это 45 до спивага унгер. Коша западу маль. Маленький эдик, просим.
io ho fatto troppo. Это по 30 метров, да, мы ямку бурать. Так, ну. Ну, Андрей, смотри. Уже курсы не дарит. Да, на карте шахтинг сажен же не понижался. Да, ты до меня целый. Запада правда понижался. Ждем ламя закат. Это еще раз пацанный мусор запада. Я дождь проход и грязи. Клиник и на меня засет. Май. Тут лучше. Ой, май, май. Сыбенку насу энглот. Хорошо, бежать его. Не пригодись первый мына. Тихо. Западал. Сатанинат. А, ну, нет, это пин. Это еще у пинца пинтру. Чеклишти. Где стоишь вот сынкис? Это еще вам сквозь скер. Межику ель.
metri eu aproape am ajuns jos. Am dimers undeva vreo 500 metri. Dacă vă amintesc dimineața când am ridicat primul deal, era o CGV. Și dimineața tot am mers cu schiurile în mână. Iată și la mers. Nu mă duc prin altă parte, fiindcă pot să risc vreo căzătură dacă... Când dacă nu-i zăpadă, la o curbă nu vedeți și se află după curbă dacă e zăpadă sau nu. Și... не доведет диафрена либер птяцка здесь жос его а мы вот аж вода фрирайду меди серия типа ух ста ла, тот ламан женеврич да партия селат дираж параллелку локу не мафлаку. Если цин отдел, я трещили дела его. Сиджови и лад. Видите, оно его не репежется. Я тогда маратат для меня, это ништяк геочей. Да я и рвал где-то бунику албастру ламонджинезу, он прям выросит. И лабя-бя ес. Финка ламонджинезу и мей фрей пацан. Кудоу саптамандикт прали. Керку трей. Ищ прали пер момент инкиди прима. Dacă vă amintesc Rodoredo, e lângă Prale. Pista de la Prale se închide cu vreo 2-3 săptămâni înainte de Montgenegro. Iată în partea stângă. Acum înțeleg, deși freeride era închis în partea asta, iarna. Fiindcă aici au sădit brăduleț. E plantațion. Ski surf interdit în plantațion. Ce brăduleț mici. Pădurea. Cam susucă o mântaie și ea scade așa nevoie de prin noi. Iată de mărți cu atâtea pe mine și încă și rucsac căldură. E foarte greu. În partea dreaptă tot e pistă, îmi pare că de culoare verde,
трамплин матінський. Ну, мак, йо. Проріал катар. Ну, і рош. Лібо і верді. Йо-ой. Кубури піса дідімнят, скажімо. А коло є ці западу держу. На потім з полом скинуть. Я ще антинат. Я Пяс, все. Мандрепла машину. Скотский урн. Ас фашита мажунс джос. Ла монжене. Акум сантуарили trei și 20 deci eu am schiat undeva aproximativ 7 ore cu 3 ore de pauză m-a ridicat în vreo 3 jumate și jumătate de oră la coborâri. Iată, azi a fost o zi foarte prielnică cu soare cald, zăpadă dură,
încă în februarie. Pe deasupra puțin moale. Schiurile astea au mers foarte bine, mie mi-a plăcut foarte. Cu Fisher Rangers s-a ridicat calitatea schiatului, nu, poate mai mult de 50% decât cu alte, cu alți tipuri de păpuși. Nu puteți vă cumpărați și voi Rangers. Ok, vă spun la revedere, scrieți-vă la canalul meu. Salut!